În acest moment modernizăm baza sportivă, stadionul orașului Zimcea, care anul acesta trebuie dat în folosință orașului și, cum am spus și am promis, am făcut stadionul, l-am preluat de la constructor, de la Compania Națională de Investiții, facem echipa de fotbal a orașului, o înființăm din nou, ca oamenii să vină și să își petreacă timpul liber la stadion, pentru că va fi păcat, va fi o bază modernă, cu toate utilitățile, cu tot ce trebuie, teren de sport, cu... avem nocturnă, avem tribune cu 500 de locuri, avem un teren multifuncțional pentru copii, handbal, volei, tenis de câmp, basket. Deci putem să ne petrecem timpul liber acolo și să ne fie bine din punct de vedere al sănătății și, de ce nu, să ne întrecem cu alte echipe din alte orașe sau municipii. Cinematograful Unirea, construit de Ceaușescu după cutremurul din 77, devenise o ruină, o nenorocire, pentru că Ministerul Culturii n-a dorit să-l dea primăriei când a fost solicitat. L-am luat într-o situație grea și i-am făcut proiect, am făcut toată documentația, am mers la București, la Compania Națională, l-am depus acest proiect și iată că acum se lucrează.